this only to make me go. I'm saying. Bushimaka is looking at you, kid. Nu există vreun fel mai plăcut de a-ți petrece perioada sărbătorilor de iarnă decât pe o canapea confortabilă cu un ceai sau un pahar de vin roșu în mână și un film bun în fața ochilor. Fie că le prindeți accidental pe vreun post TV, fie că le vedeți pe un serviciu de streaming, filmele de Crăciun îți dau o stare foarte bună și, să fim sinceri, sunt foarte lejer de privit. Lista mea de recomandări este doar atât, o listă, nu un top. Filmele nu sunt puse în vreo ordine anume, alta decât cea în care mi-au apărut mie în cap atunci când am scris episodul acesta. Suficientă vorbărie, Sorine, hai cu filmele. Home Alone 2, Lost in New York, este primul film din lista mea, un preferat al maselor. Am ales partea a doua a celebrei serii pentru că mie mi se pare cea mai bună dintre toate, datorită personajelor secundare memorabile, a decorurilor bogate și a poveștii frumoase. Filmul acesta are de toate, familie, aventuri, umor, New York, Joe Pesci și pe tanti asta. Al doilea film din lista mea este Klaus, o animație pe care o găsiți pe Netflix. Top tip! Dacă aveți copii pe lângă voi care nu vorbesc încă limba engleză sau nu știu să citească subtitrările, filmul acesta este disponibil și dublat în limba română. Și după ce vedeți filmul cu ei, puteți să începeți să învățați engleza. Pentru cei care nu l-au văzut încă, în Klaus este vorba despre un poștaș care e trimis să livreze 6.000 de scrisori pe o insulă izolată. Pe insulă există un conflict secular între două familii care, de fapt, nici nu își mai amintesc de ce se ceartă. Undeva în pădure, tânărul poștaș descoperă un bătrân cu barbă albă care ghișce face jucării. Este o minunăție de film de care se pot bucura copiii de toate vârstele, inclusiv cei de vârsta ta, cel care privește acum clipul acesta. Trading Places este o comedie din 1983 cu Eddie Murphy și cu Dan Aykroyd, doi dintre cei mai amuzanți oameni de pe planetă la vremea aceea. Filmul spune o poveste simpatică despre doi tipi diferiți din toate punctele de vedere, chiar opuși. Acești tipi, în urma unui pariu, fac schimb de locuri în viață. Ce este interesant la filmul acesta este faptul că acest schimb se petrece total involuntar și din tot conflictul acesta iese mult umor. A doua chestie care mi se pare interesantă este felul în care diferențele de clasă socială sunt ilustrate în film. Dacă îl prindeți pe undeva și nu l-ați văzut încă, vă recomand să vă uitați la el cu riscul să vă placă. Edward Scissorhands este celebrul film cu Johnny Depp, ceea ce este un pleonasm, fiindcă Johnny Depp nu a jucat decât în filme celebre. Imaginea actorului cu părul ciufulit și cu foarfece în loc de mâini a făcut parte din iconografia anilor 90. Filmul lui Tim Burton spune o poveste frankensteiniană a unui inventator macabru care creează un om artificial, dar nu apucă să-l completeze. În loc de mâini, Edward capătă foarfece și trăiește izolat până ce o întâlnește accidental pe Winona Ryder. Bineînțeles că se naște o poveste de iubire presărată cu momente memorabile, cu Edward sculptând cu mâinile lui ascuțite în gardul viu. The Nightmare Before Christmas este încă o animație din lista mea de filme de Crăciun, scrisă și produsă de Tim Burton. Cu toate acestea, nu aș ține copiii aproape pentru acest film. Este genul acela de animație care poate da coșmaruri copiilor. Este o animație stop cadru cu miniaturi și 227 de păpuși animatronice create special pentru film. O animație specială ca stare și, deși poate speria copiii, este foarte frumoasă în cele din urmă.
Ultimul film, după cum probabil vă așteptați, este Die Hard. Primul, al doilea, hai și al treilea din seria cu John McClane sunt filme perfecte de Crăciun, chiar dacă aparent sunt filme de acțiune. Doar partea a doua din serie se petrece în perioada sărbătorilor de iarnă, însă toate trei sunt filme pe care eu, și sunt sigur că nu sunt singur, le asociez cu Crăciunul. Nu are sens să vă spun despre ce e vorba în filme sau să vă descriu cum Bruce Willis nu și-a păstrat continuitatea în ce privește chelia. Dați drumul la televizor și uitați-vă la Die Hard, oricare dintre ele, dar numai nou de al treilea, ăla cu Samuel L. Jackson. Gata cu încă o listă de filme din care, dacă cel puțin unul dintre voi vede cel puțin unul dintre filme, misiunea mea este îndeplinită. Sărbători fericite, aveți grijă de voi, nu mâncați prea mult și să vedeți doar filme bune. Apropo, tu ce film ai mai văzut?